e locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1. Bun găsit, dragi telespectatori, este miercuri, este ora 17, noi suntem în direct pe Hunedoara 1 TV, la Arena Hunedoara 1. Și voi sunteți în arenă aici alături de noi și vă invit să rămâneți cu noi, pentru că, așa cum bine știți, e locul în care spunem numai și numai adevărul. Prieteni, Arena este locul oamenilor curajoși, locul oamenilor care îndrăznesc să vină, să vorbească, să spună, să arate lucruri care nu funcționează și uneori, chiar și în arenă, arătăm și lucrurile care funcționează bine. Cum vă spuneam, fiind locul oamenilor curajoși, e nevoie de doi, să spunem, în cel puțin în formatul nostru al emisiunii. Cu toate acestea, astăzi avem un singur invitat, pentru că un al doilea, cel puțin, nu ne-a răspuns afirmativ invitației noastre sau a ignorat-o, să spunem așa, pentru că o să vedeți, se aduce în fața problemei o problemă, în fața dumneavoastră, o problemă de ordin administrativ, o problemă fină, am putea spune, dar care ar putea produce mari repercursiuni în comunitatea deveană. Discutăm despre ceea ce se întâmplă în primăria Deva și în Consiliul Local Deva, cu o problemă semnalată de Emanuel Clej, președintele Asociația Alături de Tineri. Emanuel Clej, bine ai venit în arenă! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație! Da, așa cum spuneam, acesta este locul dezbaterilor. Noi am încercat să avem o dezbatere în doi, tocmai de aceea eu, cel puțin, alături de colegii mei din redacție, am adresat și o invitație primarului municipiului Deva, domnului Florin Oancea, care am așteptat să se alăture pentru a lămuri această problemă și pentru a avea într-adevăr o dezbatere. Până la această oră nu am avut niciun fel de răspuns din partea dumnealui, nici pozitiv, nici negativ, drept pentru care ne vedem nevoiți să discutăm cu o singură tabără, să spunem așa, cu o singură parte, cu toate că vom avea și un punct de vedere pe această speță a domnului primar, înregistrat astăzi în ședința Consiliului Local, acolo unde s-a exprimat cumva pe această problemă. Tot discutăm această problemă, vă spunem și care este. Da? Emanuel Clej a semnalat o situație cel puțin disfuncțională în ce privește acordarea finanțărilor pe legea 350 de către primăria municipiului Deva. Emanuel Clej, aș lua-o de la început. Tu ești președintele Asociației Alături de Tineri. Ce face asociația asta? Ce promovează? Pentru ce militează? Suntem o asociație care, după cum ne spune și numele, cum ne-am definit Alături de Tineri, încurajăm și ne preocupăm cu precădere asupra tuturor aspectelor, asupra tuturor problemelor pe care tinerii le întâmpină în viața de zi cu zi și ne dorim, și rămân mare parte din tot ceea ce ne propunem, ca prin toate acțiunile noastre și prin activitatea de zi cu zi să îi ajutăm pe tineri să-și atingă obiectivele pe care le fixează, să treacă cu bine prin greutățile cu care viața îi încearcă. Ne dorim ca comunitatea deveană să acorde un loc și o importanță sporită tinerilor, ca ei să se poată dezvolta armonios. Este să aleagă o comunitate care nu pune, să spunem așa, accent pe tineri. De regulă, asociațiile vin și suplinesc ceea ce comunitatea, administrația, eu știu, nu reușește să facă. O vezi și din acest punct de vedere această asociație? Știți cum e, întotdeauna lucrurile pot fi îmbunătățite și tot ceea ce astăzi este bun, noi s-ar putea ca până mâine să se schimbe și să trebuie să intervenim, să creștem de fapt nivelul de trai, să devenim din ce în ce mai atractibil și noi considerăm că prin activitatea ONG-ului putem, bineînțeles, în parteneriat cu administrația publică locală, să găsim soluții la nevoile
cu care tinerii din municipiul Deva se confruntă. Tocmai în acest sens am identificat o nevoie stringentă, aceea cum că e nevoie de o dezvoltare sau de o încurajare a ceea ce înseamnă antreprenoriatul și am gândit un proiect pe care l-am depus pentru a fi finanțat de către Primăria Municipiului Deva în baza prevederilor legii 30. Spune mai de acel parteneriat cu administrația publică locală, spune că astfel căutăm să fim parteneri cu administrația, da? Cu alte ONG-uri, cu agenți economici privați. S-a încercat acest parteneriat practic, ajungem și aici la fondul problemei. Ați depus în calitate de președinte al asociației, alături de, bănuiesc că e o echipă în spatele acestui proiect, un proiect pe legea 350 în care ați încercat să cooptați ca și partener și administrația publică locală. Da, ne-am dorit ca pe domeniul care vizează tineretul, conform prevederilor 350, în grupa de antreprenoriat și mediul de afaceri, să identificăm acest proiect care să obțină și finanțare și cred că cel mai important, că de fapt asta ar trebui să intereseze pe cei care ne privesc, ceea ce a vizat proiectul nostru. Era un proiect care presupunea organizarea unor conferințe, workshop-uri, seminarii interactive care vizeau, pe de o parte, ne interesează foarte mult să creștem abilitățile sau să înzestrăm cu abilități antreprenoriale cât mai mulți tineri din municipiul Deva. Pentru că antreprenoriatul nu este o activitate foarte ușoară, sunt foarte multe bariere pe care le ai când vrei să devii antreprenor, după ce devii, în relațiile pe care le ai cu instituțiile publice, modul cum îți faci accesul la finanțare, modul în care îți găsești viața, modul în care îți realizezi produsele sau prestezi serviciile sau lucrările, și atunci am considerat că e nevoie să vii cu un bagaj de cunoștințe, de abilități, strict pe latura antreprenorială. Asta ne-am propus prin noi. Proiectul acesta a încercat să educați publicul devean, cel tânăr, să poată intra în mediul acesta antreprenorial sau să înțeleagă cu ce se mănâncă cel puțin. Aveți dreptate, dar noi, eu personal consider că educația este unul dintre stâlpii de bază ai societății și care astăzi este așa cum este, poate fi mult îmbunătățită. Dacă e să mergem înspre latura de educație antreprenorială, clar, în municipiul Deva, din punctul nostru de vedere și al cererii pe care am primit-o din partea factorilor interesați, era nevoie de un astfel de proiect. Și dacă îmi dați ocazia, pot să prezint în linii mari, așa, cam ce presupunea proiectul. Deci, pe de o parte, erau aceste cursuri de competențe antreprenoriale care aveam de gând să le realizăm în acest proiect pentru un număr de 300 de persoane, tineri cu vârsta până în 35 de ani, pentru că așa sunt ei clasificați. Persoanele cu vârsta până în 35 de ani sunt considerate, conform prevederilor legale, ca fiind tinere. Deci doar ei erau eligibili ca să aibă acces la acest program de instruire, formare în domeniul competențelor antreprenoriale. Mai mult decât atât, nu este suficient ca să ai un bagaj de cunoștințe dacă, spre exemplu, nu cunoști care sunt sursele de finanțare la care poți avea acces, ca tu să poți să-ți finanțezi ideea de proiect pe care ți-ai generat-o în urma cursului de antreprenoriat. Și atunci am considerat un alt modul ca fiind necesar și cel puțin de la fel de important, prin care să facilităm accesul la informație pentru cele 300 de persoane grup țintă. Că acum factorul multiplicativ este mult mai mare, pentru că noi aveam în vedere să transmitem online aceste conferințe și să aducem o cunoaștere cât mai multor persoane, chiar dacă au depășit limita de vârstă, nefiind prezente fizic la cursuri, dar luând cunoștință despre informația pe care noi o prezentăm la acele conferințe. Și atunci am gândit acest modul numărul 2, prin care lectori cu experiență și cu expertiză în domeniul fondurilor europene, vă întrerup puțin, că mie mi se pare foarte oportun ceea ce aud și un proiect foarte binevenit, aș spune, pentru orice comunitate, nu doar pentru comunitatea deveană. Dar aș vrea să întreb ce calități vă recomandă sau ce vă certifică ca și asociație să puteți să predați aceste cursuri de antreprenoriat, să spun. În ceea ce mă privește pe mine personal, în calitate de președinte al acestei asociații, pot să vă spun că din 2007 sunt antreprenor, sunt absolvent de științe economice,
economice, specializarea management la științe economice în Timișoara, Facultatea de Științe Economice și Administrativ. De-a lungul carierei continue și neîntrerupte din 2007 până în prezent, am consiliat și am implementat proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale, a căror valoare însumată depășește suma de 250 de milioane de euro. Mai mult decât atât, sunt și unul dintre reprezentanții Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare în România, în domeniul managementului calității, pentru ceea ce înseamnă implementare de proiecte finanțate de acest BERD, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în domeniul sistemelor de management ISO, pe tot arealul țării noastre, în România. Da. Foarte importante aceste precizări, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, că vorbim despre oameni cu expertiză, oameni care știu ce fac și știu și ce vor până la urmă, pentru că voi ați vrut un astfel de curs să transmiteți mai departe ceea ce noi voi știți considerăm că este pentru nevoie, chiar tinerii și astăzi. Comunității. Și atunci, am spus în felul următor. Modulul 1, competențe antreprenoriale. Modulul 2, partea de fonduri europene nerambursabile. Astăzi, în luna iunie anului 2023, sunt accesibile multora dintre noi fonduri europene despre care și guvernamentale, despre care nu avem cunoaștere. Nu avem neapărat cunoaștere tinerii, ca persoane fizice, tinerii din DEVA. Nu au nici instituțiile abilitate să aibă cunoaștere de aceste fonduri, nu știu, sau reprezentanților, și atunci cu atât mai mult mi se pare oportun o de educație, să zic așa, în această domnul zonă. Domnul Malocea, fie că îți doresc să spui niște panouri fotovoltaice la casa părinților sau casa pe care ți-ai construit-o cu credit din bancă împreună cu soția, fie că discutăm despre tinerii fermieri, fie că discutăm despre programele de minimi, Startup Nation și așa mai departe, eu vă asigur că nu sunt foarte mulți tineri care au acces la resursă umană să plătească o firmă de consultanță, să le facă un proiect de 10, 15, 20 de mii de euro sau maxim 200 mii de euro cât e ajutorul de minimis, ca ei să poată să demareze o astfel de investiție. Și atunci am spus în felul următor, hai să venim cu ajutorul și cu sprijinul primăriei municipiului Deva, a Consiliului Local, a domnului primar în fond și la urma urmei, pentru că ești primarul tuturor devenilor. Și atunci, oferindu-le cunoașterea acestor tineri, ei vor avea capacitatea să dobândească niște abilități antreprenoriale, să înființeze niște firme, să genereze locuri de muncă, să acceseze fonduri europene care, într-o economie circulară, se duc în consum, în piața de consum, bunuri, servicii și așa mai departe, de pe urma cărora bugetul municipiului Deva are de câștigat. Că discutăm de cote TVA, de impozite, pe dividende, pe salarii, pe profit, asta, care de unde? Da. De fapt, este o sevă a bugetului. Care buget? Tu, primărie, adică o să și vezi rodul investiției tale. Ai dat niște bani, ai format niște tineri, au generat locuri de muncă, au înființat societăți comerciale, au ieșit poate din șomaj, au activitatea acestor finanțări au o în primărie. Conștiință comunitară, să spun așa, pentru că trebuie să explicăm substratul acestor finanțări nerambursabile pe legea 350. Sunt finanțări nerambursabile, așa cum le spune și titlul, care trebuie să meargă pentru asociații sau persoane fizice în scopuri non-profit. În scopuri mai mult decât non-profit, ci în scopuri de a dezvolta comunitatea locală cu obligație, aș spune eu, trebuie să aibă un caracter și o implementare în comunitatea locală și beneficiarii direct să fie cetățenii comunității respective. Și astfel, atunci, primăria vine și oferă aceste fonduri pentru ca persoane private, iată, să facă astfel de proiecte privați, cu suntem impact. ONG-uri. Suntem ONG-uri, nu suntem privați, nu avem profit, private, nu avem un interes privat. Instituției organizații non-guvernamentale. Cumva. Da. Iar cel de-al treilea modul, deci avem competențele antreprenoriale dobândite, avem cunoaștere despre existența și tuturor fondurilor nerambursabile care se pliază acestui segment de vârstă, da? Și mai departe, ok, știu să fac, știu de unde iau banii, dar nu știu cum să fac. Iar cel de-al treilea modul era gândit ca un workshop interactiv în care tinerii, absolvenți de cursuri, având cunoaștere de ceea ce se finanțează pe diferite domenii de activitate, să dobândească capacitatea și abilitatea de a-și genera singuri o cerere de finanțare, să nu mai fie nevoit să plătească bani, să ia împrumut de la bancă, de la mama, din economiile pe care le-au făcut,
sau să ia credite, să se împrumute, să-și facă o cerere de finanțare, să știe care sunt mecanismele prin care se poate depune o cerere de finanțare, să învețe cum se implementează un astfel de proiect, să învețe care este mecanismul cererilor de plată, adică de când faci investiția, în cât timp îți primești banii înapoi, că poți să faci prefinanțare, că poți să faci cerere de plată, că poți să faci, adică să îi ajungem la maturitatea în care să fie capabil după 6 luni de curs intensiv, da, să depună un proiect, să câștige o finanțare. Proiectele trebuiesc închise de către toți solicitanții pe fonduri nerambursabile de la primăria municipiului Deva până la sfârșitul lunii noiembrie. Deci noi trebuia ca toată această activitate să o avem concentrată începând cu luna iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, dar nu am greșit când am spus că în 6 luni de training intensiv, de conferințe, de workshop-uri, schimburi de informații, să generăm niște planuri de afaceri care să intre la finanțare, care sperăm să și primească finanțarea, da, și care să-și atingă, de fapt, scopul dorit. Trebuie și acum, spus spun că toate următor, aceste servicii pe care le-am menționat mai devreme și informații, până la urmă, sunt foarte costisitoare, să zicem așa, la ora aceasta în piața liberă. Dacă e ca un tânăr să vrea să afle aceste lucruri despre care ați vorbit mai devreme, costă mult. Eu ce pot să vă spun, că în privința noastră a ONG-ului, Asociației Alături de Tineri, în nume personal și în numele colegilor mei, am reușit performanța, spunem noi, să negociem acest pachet informațional sau informativ de care se puteau bucura 300 de tineri la un cost unitar, că de fapt împărțim finanțarea la număr de participanți, de doar 500 de lei. Deci pentru 100 de euro, un tânăr din municipiul Deva putea beneficia de toate aceste informații. Care a fost suma totală pe care ați solicitat-o în acest proiect? 135.000 de lei era suma pe care noi am solicitat-o și am venit cu o cofinanțare proprie, 10% din valoarea totală a proiectului, adică 15.000 de lei, împreună total proiect 150.000 de lei. Noi am considerat că 150.000 de lei, adică nici 30.000 de euro pentru 300 de tineri ar fi fost cum să spun eu, exigibil la plată, adică finanțabil de către orice finanțator. Oriunde mergeți dumneavoastră sau orice om interesat să aibă cunoaștere despre fonduri europene, orice conferință, orice curs, orice sesiune de informare care trebuie să o plătești, mi-e greu să cred că undeva la un cost unitar de 500 de lei pe persoană ai putea să găsești atâtea informații care, într-un final, ar putea să schimbe viața. Că dacă un tânăr din șomaj, care este indemnizat, pleacă din AJFM pe baza unui astfel de curs și își face un loc de muncă unde se încurajează doar el, faptul că statul nu-i mai plătește lui indemnizația de șomaj și faptul că el, prin ceea ce face, prin activitatea pe care o desfășoară, e capabil să-și plătească propriul lui salariu și să plătească impozit și să acte la statul român, eu cred că am crescut ca și societate, cred că am evoluat. Și pe mine asta m-a deranjat, pentru că am conștientizat, cel puțin din punctul meu de vedere, că apetitul primăriei municipiului Deva pentru astfel de evenimente în care discutăm despre educație antreprenorială a fost evaluat arbitrar și, spun eu, discreționar, preferențial, și fac dovada că și cu încălcarea prevederilor legale, pentru suma de 10.000 de lei. Mi s-a spus hai din primărie... Hai să o luăm așa, treptat, pas cu pas. Ați depus un preambul. Ați depus acest proiect în perioada de depuneri de proiecte. A fost analizat de către comisia care analizează aceste proiecte. O să discutăm și despre cine face parte să vă din întrerup. Comisie. Părerea mea este, și analizând documentele care mi-au fost puse la dispoziție după solicitări și totuși am făcut rost de ele, opinia mea personală este că proiectul, cel puțin al nostru, nu a fost evaluat, nici măcar analizat sau trecut așa răsfoit în mare. Ce vă face să credeți asta? Doar i s-a... Putem intra acum în subiect și o să vă spun. Deci, ca un proiect să poate să fie evaluat, indiferent că e vorba de proiectul nostru sau proiectul oricărui ONG care are dreptul să depună și care este eligibil să depună un proiect spre a fi finanțat la primăria municipiului Deva, trebuie să existe constituită o comisie de evaluare.
Pentru că nu poți să faci tu arbitrar evaluarea cum vrei tu. Domnul Molocea este susținător înflăcărat al primarului, dăm bugetul întreg, altuia care nu este susținător sau poate că nu face un obicei de a-l peria pe domn primar, îi deducem bugetul cu 95%. Cred că lipsa unor criterii de evaluare obiective și interpretările preferențiale a membrilor comisiei face ca atribuirea de fonduri să fie făcută cu încălcarea prevederilor legale. Cel puțin în teorie există și comisia, există și criteriile. Spuneați că lipsește o teoria de specialitate. Și, da. Legea 350. Haideți să intrăm altfel. Simțindu-mă nedreptățit, am depus o contestație la primăria municipiului Deva în termenul alocat contestării rezultatelor. De fapt, aici este cumva, aș spune, și tema emisiunii noastre și breaking news-ul, dacă vreți. Abuzul în funcție, spun eu. Abuzul de? În funcție. În funcție. Iată, sunt cuvinte mari pe care le lansați, acuzații pe care le lansați acum. Nu sunt mari în arena. Cuvintele. Cuvintele sunt omenești, adică ele sunt de fapt niște fapte care se fundamentează pe nerespectarea unor prevederi legale pe care le-am semnalat. Nemulțumit cumva de rezultatul acestor analize, să spunem, e greșit. Eu nu spun că sunt nemulțumit de rezultatul analizei. Eu sunt oarecum șocat de faptul că pentru primăria municipiului Deva, care este într-un cont de umbră, să zic, adică întreaga activitate lasă de dorit, pentru că pe zi ce trece vedem tot mai mulți oameni nemulțumiți și de fapt pe mine sunt revoltat, dar sunt nemulțumit de faptul ăsta că nu putem să generăm, adică administrația publică locală nu poate să genereze servicii și soluții pe măsura așteptărilor populației. Nemulțumit, fiind șocat de ceea ce ați văzut, sunt șocat, ați intrat în amănunte. Ați intrat în amănunte și ați studiat modul se împart, să spunem așa. Și atunci când ați intrat în amănunte, alături de specialiști, bănuiesc, din interiorul asociației și din afară, juriști, etc., ați descoperit foarte multe nereguli, cel puțin deocamdată le numim nereguli pentru că instanța va urma să stabilească dacă ele sunt într-adevăr nereguli, pe care le-ați sintetizat într-o plângere prealabilă. În prima fază am făcut o plângere prealabilă către Consiliul Local pentru a revoca hotărârile de Consiliul Local emise în vederea alocării finanțărilor nerambursate, considerând și indicându-le care sunt încălcările legale, da? Și în subsidiar am acționat și în legea contenciosului administrativ, în legea 554, către Tribunalul Hunedoara pentru a anula întreaga procedură, pentru că din punctul nostru de vedere, și rămâne să vedem dacă se confirmă ceea ce spun eu, lucrurile nu s-au întâmplat corespunzător și nici măcar legal. Și dacă tot suntem aici la aspecte de legalitate, mie îmi pare rău că domnul primar a refuzat invitația de a fi prezent în emisiunea dumneavoastră. Putem să o luăm și ca pe un refuz, însă poate că a fost putea să intre online dacă doriți, puteți să-l contactați telefonic, poate dorește să aibă opinie, să mă contrazică. O să considerăm punctul dumnealui de vedere, poziția pe care acesta a avut-o în Consiliul Local, pentru că inclusiv asta sunt curios să văd cum a înțeles Consiliul Local plângerea prealabilă pe care noastră ați formulat-o, care înțeleg că s-a discutat. Adică consilierii n-au hotărât să retragă. Încă nu, pentru că doar astăzi am depus-o și nu a apucat să fie depusă pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local de astăzi, dar cu siguranță în ședința următoare de Consiliul Local vor trebui să ia acte de faptul că a fost depusă o astfel de contestație în anulare. Și vă spuneam, de unde și până unde am constatat eu că de fapt se încalcă legea. Legea 350, la care facem referire și în temeiul căreia se alocă finanțele nerambursabile, spune următorul lucru. Acum vă dau citat ad literam din lege. Articolul 27 din legea 350/2005. Autoritatea finanțatoare are obligația de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă, o comisie de evaluare. Și continuă, în condiții articolului 51. Deci, cine trebuie să facă această comisie? Autoritatea finanțatoare. Articolul 2 din legea 350/2005, care
ne reglementează modul cum se dau fondurile, are și niște termeni în care descrie termenii ca cel care citește să înțeleagă ce înseamnă autoritate finanțatoare. Iar în dreptul autorității finanțatoare ne este dată următoarea definiție. Orice autoritate publică, așa cum este ea definită în Constituția României, adică inclusiv primăria municipiului Deva. Pentru că procedura de alocare a fondurilor nerambursabile prevede faptul că intenția trebuie adusă la cunoștința factorilor interesați, primăria municipiului Deva este, și orice finanțator este obligat să dea un anunț de intenție de participare în care să spună cine este finanțatorul și așa mai departe. Cine credeți că este trecut ca și autoritate finanțatoare în anunțul de participare pe care primăria municipiului Deva l-a publicat în Monitor Oficial? Și inclusiv în alte organisme media, obligația să le corect. Locale, pentru a fi o informare cât mai transparentă. Autoritatea contractantă sau finanțatoare este definită în anunțul de participare ca fiind municipiul Deva, adică aparatul reprezentată prin primar Nicolae Florin Oancea, cu având cod unic de înregistrare și așa mai departe. Deci, Primăria, da. Instinctiv aș fi crezut că autoritatea finanțatoare este Consiliul Local. Nu, este, el este doar un organ deliberativ. Executivul, bugetul este la primărie. Consiliul Local aprobă bugetul, aprobă alocarea bugetară pe legea 350 din total buget aprobat pe anul în curs. Consiliul Local, conform prevederilor OUG, codului administrativ, că nu reglementezi eu activitatea Consiliului Local. Există un cadru legal național care reglementează modul cum se desfășoară activitatea de administrație publică în România. Okay. Ca să simplificăm, dați-mi voi un pic, vă frumos, un minut vă mai cer, atât. Deci este evident faptul că autoritatea finanțatoare prin primăria municipiului Deva are obligația de a constitui o comisie. Ceea ce înseamnă că că conducătorul acestei instituții, că virgulă conducătorul acestei instituție, în speță primarul, că el este conducătorul primăriei, are obligația și prevederile legale îi conferă acestei atribuții de a constitui o comisie. O comisie printr-o dispoziție a primarului. Și pentru că ne place să ne raportăm la administrațiile care sunt performante, că am auzit de multe ori Oradea și sunt de acord, este un model de bune practici în administrația locală națională. Hunedoara, sectorul 6, am verificat cum au făcut aceste administrații care sunt. Toate dintre cele care vi le-am enumerat au constituit comisia printr-o dispoziție a primarului. Cum deci credeți problema că s-a de întâmplat fond la Deva? Este că această comisie nu a fost constituită de către reprezentantul autorității finanțatoare, respectiv primarul. Adică implicit și fără respectarea prevederilor legale. A fost constituită din printr-o hotărâre de Consiliul Local. Consiliul Local și din membrii din Consiliul Local. Asta discutăm de componența comisiei. Mergem mai departe. Deci, la Deva ce se întâmplă la Deva? Că ne mirăm de ce nu merg lucrurile bine. Și ne mai și înspăimântăm că pentru astfel de practică, cum să spun eu, practică puerilă, adică de necunoscător, de necunoaștere, de nepricepere, de dezinteres, riscă N ONG-uri să rămână fără finanțare. Ceea ce e dureros. Pentru că dacă tu, ca și administrație publică locală, nu ești în stare... De ce riscă acest lucru? Vă spun acest acum, lucru? Dacă tu, ca și administrație publică locală, nu ești în stare să asiguri, să facilitezi unor tineri acces la formare profesională, ne găsim în situația, pe baza incompetenței unora sau altora din Consiliul Local sau din primăria municipiului Deva, ca cei tineri să, de fapt, să fie văduviți de niște drepturi care li se cuvin. Că, de fapt, și asta mă deranjează. Eu nu vreau să văd tineri care vor să vină să facă lucruri frumoase în Deva, care vor să găsească în primăria municipiului Deva un partener cinstit, onest, cu care, dacă bați palma, să fii sigur că lucrurile stau așa cum le-ai spus, și să fie evaluat preferențiar, arbitrar, facultativ, dacă respectăm sau nu respectăm. Și asta este o chestiune care mă preocupă și cu care nu sunt de acord. Eu cred că, respectând legea, putem să devenim și noi un oraș în care bunele practici ale administrației locale, coroborate cu ale ONG-urilor, să poată să treacă limitele municipiului, județului și, de ce nu, a țării. Dar sunt acuzații grave cele pe care le aduceți. În fond, susțineți că toate aceste fonduri atribuite ONG-urilor pe finanțări nerambursabile în 2023 au fost atribuite nelegal.
Asta este ceea ce... Este doar o, eu nu știu dacă este grav sau nu este grav. În fond și la urma urmei, instanța de judecată este cea care va judeca. Ceea ce susține dumneavoastră prin plângerea prealabilă pe care ați făcut-o și înțeleg că ați adus inclusiv în vederea autorităților locale aceste probleme. Și astăzi a fost chiar și o întrevedere. Așa este, în care ați susținut acest punct de vedere și verbal și ați avut inclusiv o comunicare directă cu reprezentantul autorității finanțatoare, să-i spunem așa, în continuare, respectiv cu domnul primar Florin Oancea. Care este reprezentantul autorității finanțatoare, este președintele Comisiei de Evaluare, așa cum și-a dorit să fie, este cel care, fiind conducătorul instituției, trebuie să aprobe, să semneze și raportul procedurii de atribuire a fondurilor și este cel care, deși este în concediu de odihnă, sunt niște documente, o hotărâre de adjudecare unde figurează ca fiind în concediu de odihnă, deci el muncește și în concediu de odihnă pentru că semnează acea hotărâre de adjudecare a fondurilor nerambursabile. Pentru popor, să spunem așa, n-ar fi neapărat rău orice. Uite, domnule, și de acasă vine să muncească, dar din punct de vedere legal, acolo sunt niște vicii de procedură, exact, nuanțe negative. Având în vedere că dumnealui nu a răspuns cel puțin deocamdată invitației noastre, o să considerăm această poziție a primarului Florin punctul de vedere în dezbaterea noastră de astăzi, pentru că ai mei colegi, și le mulțumesc pentru asta, au fost prezenți astăzi în cadrul ședinței de Consiliul Local. Oare, cred că ședința de Consiliul Local a fost o ședință extraordinară de Consiliul Local, contextul în care s-a expus această problemă și au înregistrat inclusiv poziția dumneavoastră de acolo și răspunsul și atitudinea domnului primar. Că aici sunt lucruri de analizat, aș spune eu, vis-a-vis de atitudinea cu care ați fost abordat. Dar n-aș vrea să spun eu prea multe, acum cel puțin, ci aș vrea să-i lăsăm pe telespectatorii noștri și pe cei care ne urmăresc în online, bineînțeles, să urmărească și să judece cu propriile rațiuni și simțuri modul în care această problemă și acest semnal de alarmă care a fost tras vis-a-vis de o presupusă ilegalitate a acestor împărțiri de fonduri a fost abordat. O să urmărim, o să rog colegii de la Tehnic să difuzăm materialul filmat în ședința Consiliului Local de astăzi de la Primăria Municipiului Deva. Bună ziua! Ascultăm. Două aspecte vreau să le dezbat astăzi în fața dumneavoastră. Unul dintre ele vreau să spun că poate par un pic hilar, dar chiar sunt la sentimentul unui primar care spune că de 30 de ani nimeni n-a făcut investiții de Deva. Dar totuși eu, pe de 30 de ani, mă aduc aminte ca primar să fi fost altcineva în afara partidului din care face parte. Și al doilea punct de vedere este că spuneați, domnule primar, la începutul ședinței Consiliului Local, că în discuția pe care ați avut-o cu domnul consilier Male, că nu sunteți expert în toate. Eu personal nu mă aștept să fiți expert în ceva, dar totuși m-aș bucura dacă ați fi preocupat măcar de ceea ce înseamnă administrația publică locală. Pentru că ne place sau că nu ne place, codul administrativ este legea care reglementează modul în care administrația publică locală funcționează. Și tot codul administrativ vă dă drepturi și vă responsabilizează prin obligații și responsabilități pe care le aveți, inclusiv dreptul de a avea consilieri. Acum, înțeleg că nu sunteți expert nici în administrația publică locală, dar totuși m-aș bucura ca dintre consilierii pe care aveți la cabinet, măcar unul, doi sau cât mai mulți dintre ei să fie expert în administrația publică locală. Și ca să susțin sau ca să mă justific de ce am făcut acest preambul, pot să vă spun că... Direct. Scuzați. Văd cu lasă la colegi, așa, direct. Sunteți un om de afaceri, fiți concret. Să nu puteți. Concret, da. Nu, așa. Să știți că... Și vă dau și răspunsul tot direct. Scuzați-mă un pic. Grav aduceți pe faliment, eu n-am falimentat niciodată. Dați-mi voie să mă manifest, nu știu că așa om de afaceri. Nu ați falimentat, în schimb, v-ați înfructat din banii publici la greu. Ok. Este un punct care avem în comun, domnul primar. Astăzi mă aflu în fața dumneavoastră, domnul primar, sau stimați consilieri, doamne și domn consilieri locali, pentru a aduce spre cunoștință faptul că tocmai ce am depus la Registratura Primării Municipiului Deva o plângere prealabilă pe care am inițiat-o conform articolului 7 din legea 554 din 2004 privind contextul administrativ,
prin care cer revocarea hotărârilor de Consiliul Local, care vizează alocarea de finanțări nerambursabile de la bugetul municipiului Deva pentru ceea ce înseamnă activități non-profit. Vă spuneam și într-o ședință anterioară că nu mă simțeam deloc confortabil nici atunci, nici acum să vă aduc spre cunoștință că alocarea finanțărilor nerambursabile s-a făcut cu încălcarea gravă a legislației naționale, în prefer la legea 350, legea 98 privind achizițiile publice, hotărârea de guvern din 95. Din punctul de vedere, domnule colegi, Mai direct. Vă vizează strict personal pe dumneavoastră. Ați făcut plângere prealabile, da? Este de proces. Perfect. Mulțumesc. În instanță, instanța va stabili cine are dreptate. Dați-mi voie să... Noi sau dumneavoastră care ați contestat. Eu sunt în fața Consiliului Local și vreau să aduc spre cunoștință consilierilor locali că au fost puși în fața faptului să voteze fără să aibă atribuții în acest sens. Este punctul dumneavoastră de vedere. De acord. Pentru că sunteți în fața Consiliului, pentru că sunteți în fața Consiliului Local, reprezentanții de venilor în municipiul Deva. Vreau să vă spun că prin demersul pe care l-ați făcut, solicitând anularea hotărârii Consiliului Local prin care am atribuit și cultelor și la tinere social, cultură... Greșiți, nu am treabă cu cultele, s-au finanțat separat. De legea 350, da? Nu fost modifică? De culte nu. De altcineva mi-e frică. Și cum am fost frică de cineva? De la care vă dă ordine. Vă spun și numele cât de curând. Cine ești cu noastră? Vreau să spun singur lucru. Ați vrut prin această acțiune noastră să anulați toate activitățile TV-urilor care au depus proiecte. Aceasta este grija față de comunitate, față de reprezentanții din Deva, a oamenilor care au inițiativă și vor să vină cu proiecte. Ați venit în nesimțire, vă spun, și ați solicitat trei speaker de 40 de minute speaker, nu știu cine stă aia, ca să învețe pe TV să acceseze fonduri europene. 18.000 de euro. 90.000 de lei. Partenerul dumneavoastră, domnul Tiritelu, care anul trecut a depus un proiect, tot pe tinere, a venit cu la justificare, o sticlă de cola cu 100 de lei, o fi pus fir de aurea și credeți că noi, eu ca primar, Comisia și Consiliul Local, poate să voteze astfel de apelații numai pentru că dosarul a fost complet? Dați-mi un pic să vă spun că faci niște afirmații ca lumea. Uite-te de ce ai luat 100%, dumneavoastră ați luat 100 de voturi. Fără respectul care vi poate deveni. Și acum veniți aici să blocați 28 sau 29 de firme care au depus documentație. Nu am blocat. Nu de activități, ba da, prin acțiunea asta nu am blocat, am dat domnul primar. Ați semnat contractele, contractele produc efecte juridice. După masă, mergeți la prietenii de la Monitora TV, da. Să vă plângeți și să spuneți, după care am video pe televiziune, să spun adevărul. Cine sunteți dumneavoastră? Domnul primar, vă spun doar că un singur lucru. Legea 350, că autoritatea finanțatoare stabilește o comisie. Doamna secretar, sunteți de față. Poate puteți să mă ajutați pe mine sau pe domnul primar să înțeleagă că nu este o interpretare personală. Am studiat cazul Oradea, unde dumneavoastră mergeți și vă ții pe ei. Dați-mi voie să vă spun. Vizibilitatea, aș spune eu, reprezentantul autorității finanțatoare, respectiv primarul municipiului Deva, domnul Florin Oancea. Și având în vedere că deocamdată, repet și în fața telespectatorilor noștri, sunt presupuse nelegalități, nu văd de ce ai avea această atitudine de iritare. Pentru că ceea ce dumneavoastră reclamați, e clar că se va lumina, să spunem așa, în instanță. Și instanța va spune
dacă aveți sau nu dreptate. Ori pentru aceste presupuse ilegalități, o astfel de atitudine, cel puțin pe mine ca și spectator, să spun așa, mă pune să mă întreb așa anumite lucruri. Eu aș vrea să vă spun doar că, în afară de atitudinea domnului primar, care pe mine m-a consternat și nici eu nu înțeleg, ce te-ar determina să ai o astfel de atitudine dacă știi că ești corect, dacă știi că ai procedat în tocmai cum prevede legea și de ce încerci să intimidezi adversarii sau, să spun așa, contestatarii, în loc să îi lași să se manifeste, de ce trebuie să intervii, pentru că punctul meu de vedere în fond și la urma urmei ar trebui să-l preocupe, ar trebui să vegheze la respectarea legii și la să fie atent la orice sesizare care o face cineva, că s-ar putea să fie îndreptățit. Un cetățean ca oricare altul care a venit și a depus o sesizare sau a semnalat o problemă administrației publice locale, care a fost abordat astfel, să nu dar mă apuc să las eu adjective. Pentru că ați văzut comportamentul și atitudinea și modul în care primarul nu a reușit să stăpânească ieșirile și și-a ieșit din pepeni, pot să vă spun și vă rog frumos să-mi dați voie să îmi susțin punctul de vedere, că a uzitat de niște minciuni. Prima minciune este legată de faptul că erau trecuți, nu știu ce, traineri, lectori în proiectul meu. Eu nu am nominat pe nimeni pentru că există niște clauze. Eu nu puteam să folosesc numele unor lectori pentru a influența într-un fel sau altul comisia de evaluare, ceea ce n-am făcut. Deci proiectul este la primărie, este public, accesibil oricui. Rog frumos pe domnul primar, în susținerea celor afirmate, ca să demonteze, altfel dacă ar fi o minciune, să iasă public cu proiectul și să-mi arate unde este trecut vreun nume de lector. Dacă suntem la capitolul ăsta și ne adresăm, eu aș face și invitația publică domnului primar de a participa în arenă pe această temă și nu numai, pentru a o dezbate așa din ambele perspective. Când vrea domnia sa, îi stau la dispoziție. Limbajul, inclusiv mi-am notat aici cu nu luați pe la Ploiești, haideți pe la Deva, pe la noi. Eu am fost consilier local, dar la ora știe, lumea care mă cunoaște știe lucrul ăsta. Înainte să intru în consiliul local, aveam așa o imagine idilică vis-a-vis de modul în care se pune problema și vis-a-vis de somitățile care sunt acolo și fac treabă pentru comunitățile pe care le reprezintă. Și fac treabă, a spus. Nu și casul de la Deva, să știți. Da. E drept că am avut foarte mari decepții după ce am văzut vorba românească, la cât e ceasul, știi? Prin consiliile astea locale și îmi dau seama că nici Deva nu face excepție din abordarea aceasta de jargon uneori, știi? Când te aștepți să vezi niște profesioniști la treabă. O altă minciună care abordează profesionist aceste probleme. O altă minciună, a doua minciună a primarului Oancea, este faptul că a susținut că acele cursuri dureau 40 de minute. Sau ce a spus? Minciună, cât că asta scânteie de mare, da? A treia minciună, deci într-un interval de 2-3 minute, pot demonta cel puțin 5 minciuni. Și pe care le rog ca domnul primar, într-o intervenție telefonică, televizată cu dumneavoastră sau într-o conferință de presă, să le combată, să spună că nu e așa. Cea de-a treia minciună pe care o arăt aici în fața dumneavoastră și la care mă refer, este legată de faptul că eu am încercat să blochez proiectele municipiului. Fals. Minciună. Asta a fost, a spune eu, mai degrabă o amenințare publică, pentru că într-adevăr ar putea exista această repercursiune la adresa tuturor celorlalte proiecte finanțate deja. Domnule Molocea, dacă nu există și această posibilitate, dumneavoastră câștigați în instanță cu această plângere prealabilă, mergeți până la capătul tunelului, să spunem așa, și aveți câștig de cauză. Domnule, ce se întâmplă, domnule Molocea, nu-i permit domnului primar să-și mascheze incompetența într-o astfel de afirmație prin care eu sau asociația pe care o reprezint am încercat să blochez aceste proiecte. Am tras un semnal de alarmă în ședința din data de 25 mai în care am spus: oameni buni, citiți legea, analizați, consultați-vă cu juriști și vedeți că sunteți în culpă. Eu trag un semnal de alarmă și un avertisment pentru că nu-mi doresc ca activitățile propuse prin proiectele ONG-ului să fie
subrezite, periclitate. Tocmai asta nu mi-am dorit. Ori el acum ce face? Iasă și exprimă public, pentru că ședința de Consiliu Local este un eveniment public, că de fapt scopul meu a fost de a bloca aceste proiecte. Vreau să vă spun că aveam dreptul să cer ordonanță președințială pentru blocarea hotărârii de Consiliu Local, ca să nu se poată merge mai departe cu procedura, adică să nu poți semna contractul, până la pronunțarea pe fond a instanței. Ce credeți? Deci aveați acest drept legal de care nu ați uzit. Nu doar eu, oricine. Credeți că eu, Emanuel Cleș, conștient fiind că activitatea acestor ONG-uri ar putea fi periclitată pentru această acțiune, mi se pare a făcut lucrul ăsta? Aruncare a responsabilității în tabăra cealaltă. Tocmai asta spun. Nu-i dau acceptul domnului primar și dacă ne urmărește el sau familia dânsului, că mai procedează unii din familie să ne urmărească, îi spun doar așa. Ceea ce rușine să vă fie, dacă ați încercat să urmărească producțiile Hunedoara 1 și Arena în mod special. Rușine să vă fie, domnule primar, dacă ați încercat să vă acoperiți incompetența, necunoașterea legii prin afirmațiile făcute, cum că eu aș fi intenționat să blochez aceste proiecte. Ieșiți public și spuneți-le devenilor câte proiecte din cele care le-ați declarat ca fiind finanțabile le-ați semnat, câte dintre ele au produs efecte, câte dintre ele sau pentru câte dintre ele ați și alocat sumele angajate în contractul de finanțare și abia mai apoi veniți și arătați cu degetul către X, Y sau Z sau către mine în cazul de față că am încercat să fac acest lucru. Nu este frumos să mințiți, să știți că de multe ori cu minciuna câștigați pe termen scurt, dar pe termen lung, că dacă e să mă uit în ultimii 7 ani, de când, din punctul meu de vedere, noi devenim termin minciune, cam astăzi oamenii se cam deșteaptă. Și atunci nu vă accept nici dumneavoastră, nici nimănui să folosiți această tehnică sau această tactică parșivă de a arunca vina pe cel care arată de fapt că sunteți necunoscători de lege, că nu sunteți expert. Am spus-o și în Consiliul Local, eu personal. Nu mă aștept ca dumneavoastră să aveți vreo cunoaștere în vreun domeniu. Ați spus-o că nu sunteți expert. Dar vreau să înțelegeți că printre noi, oamenii tineri, oamenii de bună credință, oamenii cu frică de Dumnezeu, sunt și oameni care, săraci fiind, am fost nevoiți să mergem la școală. Noi n-am avut șoferi. Am mers la școală, am învățat și vrem să trăim respectând legea și vrem să acționăm întru totul, într-un parteneriat solid cu comunitatea, da, cu administrația în locală. În alte cuvinte, pentru că nu mai avem foarte mult timp și mă văd nevoit să vă întrerup, domnule Cleș, aș sintetiza cele spuse de dumneavoastră mai devreme. Dacă se întâmplă sau dacă se va dovedi că veți avea dreptate, veți fi vinovat că ați arătat această nedreptate, pentru că într-un final repercursiuni fi și asupra, vinovat între ghilimele, bineînțeles, și asupra celorlalte proiecte. Domnule Molocea, da, discutăm despre acțiunea mea. Și vreau să înțeleagă toți telespectatorii noștri și domnul primar să înțeleagă. Dacă e nevoie, spun de 7 ori ca să înțeleagă că poate pricepe mai greu. Domnule primar, dacă acțiunea pe care eu am inițiat-o în instanță nu va produce efectele, dacă instanța va dovedi că de fapt plângerea mea este în afara prevederilor legale, vreau să vă asigur că dumneavoastră, primăria, ONG-urile, n-aveți nimic de pierdut. Dacă totuși, sau dacă însă, acțiunea pe care am introdus-o în instanță, instanța va decide că am dreptate și va trebui să recunoaște public faptul că alocarea finanțărilor nerambursabile s-a făcut conform instanței, de altfel, cu încălcarea prevederilor legale. Fac un apel la onoarea dumneavoastră. Aveți onoarea, demnitatea și bunul simț să recunoașteți că ați încălcat legea și o să vă și întreb. Aveți curajul să vă prezentați demisia pentru că 1.423.000 de lei din bugetul municipiului Deva au fost alocați printr-o procedură ilegală către organizațiile non-guvernamentale? Că e vorba de onoare, de responsabilitate și de asumarea greșelii atunci când e conștientă. Dacă această situație se adeverește, practic cereți demisia. S-ar impune. O secundă. Că ajung eu să o cer. Arată de fapt obrazul gros al celuia care nu se simte. Într-o orice țară civilizată, că discutăm de Uniunea Europeană, dacă instanța dovedește că ești incapabil să gestionezi bugetul public pentru care oamenii muncesc cu truda frunților, ne trezim dimineața la 7 și ajungem seara la 8, ne creștem copiii prin creșe,
noastre, prin grădinițe, cu ajutorul părinților, ca să câștigăm un ban, să plătim impozite și taxe, asta nu-ți dă dreptul ție, domnule primar Nicolae Florin Oancea, și nici altui administrator de bani publici să arunce cu banii. Nu mai avem că bugetul de venit nu este pușculița nimănui. Aș vrea să facem și un echilibru între propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră și eu aș echilibra puțin această propunere, îndemnându-vă să faceți și dumneavoastră la fel, dacă să presupunem că nu se adeveresc cele spuse, veți fi dispus să vă cer scuze, cel puțin autorității finanțatoare? Nu doar că îmi cer scuze, sunt dispus să recunosc public că, de fapt, priceperea mea și tot ceea ce am gândit eu cu privire la această procedură a fost bazată pe hazard, pe necunoaștere, pe nepricepere. Am făcut și acest deal, gata, arena de astăzi, am lungit-o puțin. Oricum, acest proiect a dus deja pe tapet, această problemă va rămâne în atenția opiniei publice și nu doar noi, sunt convins și alții o vor analiza și o vor observa până la finalitatea ei. Eu sunt Mihai Molocea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi pe Hunedoara 1 TV în arenă. Rămâneți alături de postul nostru de televiziune. E locul în care spunem adevărul. Unii vor încerca să ne mintă frumos. Dar nu-i locul aici. Aici e Arena Hunedoara 1.